Această întrebare, cine este vrednic să deschidă această carte? Și nu s-a găsit nimeni vrednic decât unul singur, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. El este mielul fără de pată, El este acela care a venit în lumea aceasta și în tot ceea ce a zis, în tot ceea ce a făcut, în tot ceea ce a gândit, cu nimica nu a întristat inima Tatălui. De aceea Tatăl a declarat despre El și a spus: iată Fiul lui Dumnezeu, în care îmi găsesc toată plăcerea, slăvit să fie Domnul. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu, pentru că El este mielul de jertfă pentru fiecare dintre noi. Haideți să rugăm pe Dumnezeu, dacă mai este ceva în viețile noastre, Doamne, fă ispășire pentru fiecare dintre noi în această dimineață. Îndrăznește în această dimineață și cere iertare Domnului Iisus Hristos, că El te iartă, slăvit să fie Domnul. Cere Domnului să sfințească viața, cere Domnului să-ți primească inima ta și să te predai în mâna lui Dumnezeu. Poate n-ai făcut lucrul acesta niciodată. Spune Domnului în această rugăciune: Doamne, vreau să-mi predau viața în mâinile tale, primește-mi și inima mea, primește-mi și viața mea. Iar noi care ne-am predat viața în mâna Domnului, haide să rugăm pe Domnul să fie acela care să ne aducă la bun sfârșit, să-și ducă la bun sfârșit lucrarea sa în inimile noastre. Ne rugăm Domnului cu toții. Doamne!